Doamne, dă-ne în toată ziua sărbătoare. Amin. Azi e o sărbătoare după Biserica Apuseană. Astăzi sunt rusaliile numite românește. Și în mai multe popoare și limbi, provenența acestui cuvânt fiind de altfel străină de biblie. Biblic îi cinzecimi, dar multe lucruri le folosim așa cum le-am primit și majoritatea nici nu știe că ar însemna aia sau aia alaltă. Dar dacă cu inimă bună sărbătorim sărbătoarea, noi ne închinăm lui Hristos, Domnul, și prețuim lucrările Domnului Dumnezeului nostru. Mărească-se numele Lui! În felul acesta, astăzi, așa cum ați auzit citindu-se, este vorba de pogorârea Duhului Sfânt. Ziua 50-a, evreii au sărbătorit-o prima dată la ieșirea lor din Egipt, când au ajuns în pustie la 50 de zile, Dumnezeu a zis lui Moise să facă o sărbătoare și în ziua aceea 50-a a încheiat Dumnezeu cu ei un legământ. Deci, foarte de mult. După aceea, venind mai încoace, în Levitic, așează sărbătoarea săptămânilor și ultima zi era să aducă din recoltă. Cadar. Dar mai era o poruncă în 25, Cartea Domnului, Levitic, în versetul 16-17, să numărați 50 de zile până în ziua care vine după al șaptelea sabat, adică duminică, zicem noi azi, și atunci să aduceți Domnului un dar, un nou dar de mâncare. Și auzi ce să aduceți? Să aduceți din locuințele voastre două pâini ca să fie legănate într-o parte și într-alta, să fie făcute cu două zecimi de iefă din floarea făinii și copte cu aluat. Acestea sunt cele din tâi roade pentru Domnul. Toate jertfele leviticului și toate jertfele poruncite de Dumnezeu erau fără aluat. Dar la această sărbătoare cinzecimi cerea două pâini din floare de făină, din două iefe, pâini mari, și să fie frământate și copte cu aluat.
Simbolul acestor lucruri este foarte interesant. În primul rând, cele două pâini din două măsuri pot bine să reprezinte națiunea evreiască și neamurile. Dar și unii și alții aveau aluat în ei. Și aluat înseamnă păcat. Și evreii au fost păcătoși și noi neamurile din calea afară de păcătoși. Și Dumnezeu a cerut pentru el să-i se aducă două pâini, așa cum se fac pâinile, cum sunt ele, cu aluatul în ele, numai să fie copte. Orice pâine necoaptă fermentează și nu-i bună. Dacă numai un pic îi pârpârlit așa pe de-afară coaja, apoi în lăuntru să strică de vai Doamne. Dar dacă îi coaptă bine aluatul din ea, nu mai lucră. Și aceasta însemna ca cele două pâini să formeze o singură jertfă înaintea lui Dumnezeu și aceasta e biserica coaptă în focul Duhului Sfânt. Aluatul nu mai este. Mărit să fie Domnul Iisus. În multe locuri din Scripturi, aproape 160 de locuri din Scripturi amintește de 50 de zile. Dar nu avem acum noi timp pentru desfășurarea în plin așa ceva. În schimb, cuvântul Domnului citit din Sfânta Carte este așa de minunat că în ziua cincizecimii, numită noi românii Rusalii, s-aflau adunați la olaltă 11 ucenici, sau mai bine zis 11 apostoli, cei 70 de ucenici care s-au reîntors, femeile lor și alți credincioși a Domnului Iisus și mama Domnului Iisus și frați de trup după mamă a Domnului Iisus, toți la oaltă erau aproape 120. Dar toți ăștia erau de neam evreu. În schimb, sărbătoarea fiind vestită prin lege și obligatoriu să se prezinte la sărbătoare, oriunde ar fi evreu, trebuie să-și pună deoparte din zeciuiala lui o parte care să-i slujească la călătorii sfinte și să nu poată zice n-am cu ce mere la sărbătoare. Așa că știți de unde au venit atunci oameni la sărbătoarea asta? Aici mai jos ne spune că au fost perți, mezi, elamiți, locuitori din Mesopotamia, Iudeea, Capadocia, Pont, Asia,
Frigia, Pamfilia, Egipt, părțile Libiei, dinspre Cirena, oaspeți din Roma, iudei și dintre neamuri, prozeliți, care s-au lipit de evrei. Și ei au venit cu toți, cretani și arabi, și auzând vorbind în limbile noastre lucruri minunate a lui Dumnezeu. Dar aici nu numără toate țările. Citiți împreună și versetul 5 de mai sus. Și se aflau atunci în Ierusalim iudei oameni cu cernici, adică oameni suspuși, oameni cu bani, oameni care au avut ce le trebuie, din toate neamurile care sunt sub cer, și din România, și din Rusia, și din Ungaria, și de unde erau atunci țări, cum erau formate. Din toate neamurile care sunt sub cer, beneficiile rusaliilor sau cinzecimii pogorârii Duhului Sfânt au fost enorm de mari. În primul rând, până atunci, până când Duhul Sfânt nu s-a pogorât peste ucenici, erau fricoși, stăteau cu ușile închise, baracadați acolo să nu intre evreii peste ei, că evreii au obiceie foarte ciudate. Evreii de firea lor sunt mai sălbatici ca neamurile. De aceea Dumnezeu a vrut ca în spița neamului lui Iisus să intre și dintre neamuri, ca și Rahav, ca și Rut și așa mai departe, pentru că trebuia îmbogățită spița neamului lui Iisus Hristos. Că evreii până azi sunt așa de răi. Vai, Doamne, știți că până azi evreii ortodoxi, dacă ar întâlni o bisericuță de 5-10 persoane în casa cuiva, să fie sigur că ei nu țin legea și să roagă lui Iisus, intră peste ei și îi tohăcesc, nu alta. Până azi sunt așa, dar atunci în vremea aia era mult mai, nu vedeți câtă zarvă s-a făcut până la primul congres, să zic așa, în Faptele Apostolilor, când Duhul Sfânt a pus în inima lui Iacov și a lui Petru să vorbească, și minune că Iacov era un zelot al legii și cu toate acestea, în prezența Duhului Sfânt, a vorbit lucruri care desfința obiceie din lege. Și Petru s-a sculat și a întărit fraților, nici noi, nici părinții noștri n-am putut ține legea, dar ni s-a părut nimerit nouă ceva mai bun, o lege mai bună, și nu numai nouă, și Duhul Sfânt, pentru toți cei care au venit dintre neamuri să se ferească de curvie, de idoli, de dobitoace zugrumate și de sânge, să nu mânci acestea și să nu faci lucrurile acestea. Dacă le faceți acestea,
pocăiți-vă cu miile, fiți sănătoși! Măriți să fie Domnul! Pentru că legea nici noi n-am putut-o ține. Beneficiile coborârii Duhului Sfânt pentru prima dată a fost că a înființat biserica prin vorbirile acelea în alte limbi pentru tot felul de limbă care a fost pe pământ sub cer. La fiecare i-a vorbit. Mirarea era cum am văzut și am auzit de câteva ori în viață că aceeași persoană vorbea, să zic, 5 fraze într-o limbă și se schimba în altă limbă și după 2, 3, 4 fraze se schimba în altă limbă și după 2, 3 fraze se schimba în altă limbă. Păi așa au vorbit cei aproape 120, încât la fiecare nație și la fiecare limbă i-a vorbit pe înțelesul ei. Cei ce vorbeau în altă limbă nu știau decât limba lor. Toți aceștia nu sunt oare galileieni? Cum de i-auzim vorbind fiecare din noi în limba poporului unde ne-am născut? Și astfel, beneficiile mari au fost că în aceeași zi a deschis porțile bisericii și porțile noii legi pentru toate neamurile care sunt sub cer. Glorie Domnului Iisus! Apoi, un alt mare beneficiu a coborârii Duhului Sfânt este că toți fricoșii ăia care stăteau baricadați undeva, acum nu mai aveau teamă. Acum atrași la răspundere înaintea Sinedriului, înaintea oamenilor de stat. Fricosul de Petre, care s-a lepădat de Iisus în fața unei slujnice, acum, în plin sobor, când toți îi condamna și le poruncea să nu mai vorbească, el zice către ei, ascultați-mă un pic, ce părere aveți acum? Trebuie sau e bine să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Și la asta n-o mai avut cu ce le răspunde. Dar cine l-a făcut pe Petru să formuleze fraza asta? Iisus le-a spus când era cu ei, când veți fi înaintea celor mari, nu vă gândiți ce aveți să ziceți, că Duhul Sfânt vă va da ce trebuie să ziceți în clipa aceea. Glorie Domnului! Amin. Vedeți asta? Un alt mare beneficiu. Apoi, un al treilea mare beneficiu, că ei merea la porunca lui Iisus și vorbea așa cu oamenii, dar în mulțime n-aveau curajul. N-aveau curajul. Așa cum fac mulți frați. Păi vorbește ceva cât un cunoscut, dar nici cu ăla nu prea multe. Dar acum, după ce s-a coborât Duhul Sfânt, Petru îl vedem vorbind înainte la 3.000 de oameni. Și îți închipui că nu avea un microfon, nu avea un aparat să-i multiplice vocea.
dar vorbea prin puterea Duhului Sfânt, care răsuna de auzat toți. Glorie lui Iisus! Și așa răsunat că le-a perforat inima. Biblia zice, i-a străpuns în inimă. Vedeți? Și a făcut pe toți să întrebe cu mirare. Fraților, ce să facem? S-au văzut toți osândiți, s-au văzut toți vinovați de moartea slăvitului împărat Iisus? Și acum pare că a păsat pe ei o judecată aspră. Păcatul era greu, ce să facem? Cum să ieșim de aici? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi, ori ești capitan, ori ești soldat, ori ești cerșitor de stradă, ori doctor, ori cioban la oi, indiferent, fiecare din voi să fie botezat. Ușa bisericii să deschide în momentul botezului în apă. De aici încolo, tu poți să devii membru a bisericii și să fii scris în registru bisericii. Nu te potigni ca cei fără pricepere, care zice, eu nu vreau să fiu scris numai în cer. Ce rătăcire grozavă! Ce rătăcire grozavă! Pentru că noi ne uităm în Cartea Numerilor, în Deuteronom, în cărțile vechi, scrisă de Moise, cum Dumnezeu i-a făcut să scrie pe fiecare cu numele, familiile lor și toți, spița de neam, cum merge și care, unde trebuie să lucre. Spița preoților, unde, a leviților, unde, ceilalți, unde, și așa mai departe. Dar toți erau pe tabele. Și Duhul Sfânt a aprobat și i-a pus aici în Sfânta Carte. Glorie Domnului! Dar Domnul Iisus, când a ales cei 12 apostoli, putea să nu-i scrie cu numele, dar vedeți că și el a făcut tabel și i-a scris cu numele? Și azi dimineață citea din Ioan 13 că Domnul i-a ales pe ăștia pe toți și el i-a scris cu numele. Tu de ce te potignești și de ce nu vrei să fii scris? Într-adevăr, să fii scris într-o biserică, după aia ai responsabilități. Trebuie să te gândești că șezi pe un scaun care a costat mult, mai ales acum la noi scaune ca la împărați, tapițate și mă rog. Apoi trebuie să te gândești că se face curățenie. Păi trebuie să te gândești câtă apă se consumă. Păi trebuie să te gândești cât curent se consumă. Păi trebuie să te gândești la cei ce lucră în domeniul bisericii, cât salari trebuie plătit. Sigur, dacă tu nu te scrii ca membru, tu nu dai nimic. Dar asta nu însemnează pocăință, asta însemnează sustragere de la obligațiile bisericești. Și asta e tot una cu un furt. E tot una cu un furt. Dacă tu iei de la tarabă un covric și nu-l plătești, nu l-ai furat,
Apoi aici când te bucuri de tot ce se întâmplă și tu nu contribui, nu-i furt? Doamne Iisuse, beneficiile rusaliilor restora, coborârii Duhului Sfânt, în primul și în primul rând, a deschis ușa pentru toate neamurile prin vorbirea în altă limbă. A doilea lucru, s-a gătat cu fricoșii. Cei botezați de Domnul cu Duhul Sfânt trebuie să fie curajoși și nu fricoși. A treilea lucru, trebuie neapărat să intre în rânduri, să se scrie în tabelele bisericii și să contribuie. Un alt mare beneficiu pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă prin vărsarea Duhului Sfânt peste oameni și peste noi, îl găsim scris după cum l-am mai citit și altă dată. Auziți numai, și toți astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El, Duhul, mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a mijlocit pentru noi din ziua de când s-a înălțat la cer și a mijlocit și înainte de răstignire. M-am rugat pentru credința ta, Petru, să nu se piardă. Dar după ce a înviat, s-a așezat la dreapta măririi ca mijlocitor între Dumnezeu și noi, fiecare în parte. În schimb, El a mai făcut un lucru: vi de folos să mă duc, dacă nu mă duc eu, nu vine mângăitorul, adică Duhul adevărului, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și acesta apoi va fi cu voi și în voi până la sfârșitul veacului. Mărească-i să numele. De ce-i cu noi? Auziți în biserică câte o vorbire în altă limbă, auziți câte o manifestare ca prorocie, o vedenie, cineva spune ceva ce a avut de la Duhul Sfânt. Asta-i cu noi. Dar mai mult decât atât, e în noi, mărească-i să numele. Și scopul lui în noi, ca să mijlocească după voia lui Dumnezeu pentru cei botezați cu Duhul Sfânt. Aici așa scrie, pentru sfinți. Dacă tu nu ai botezul cu Duhul Sfânt, încă nu poți fi încadrat între sfinți. Sfinții care îi vedeți pe calendare puși Sfântul cu tare sau cu tare, nimeni în zilele trecute ale primilor ani de creștinism nu numea pe nimeni sfânt până nu vorbea în alte limbi. Când se coborea Duhul Sfânt peste el și îl auzeau oamenii vorbind în alte limbi, îi dădea titlul de sfânt. Și așa sunt scriși sfinții, câte unii sunt scriși poate și în deșert, ce știu eu, dar în mod normal asta se întâmpla. Acum ai ocazia, ascund frate și soră, dacă până aici nu te-a interesat vorbirea în altă limbă, cu data de azi înainte, să-ți ardă în inimă un dor
după vorbirea în altă limbă, după darurile Duhului Sfânt și după o stare de curaj și curățire, sfințenie. Măriți să fie Domnul Iisus! Scumpii mei, noi nu trebuie să ignorăm cele scrise. Când ajungi într-un delict, când trebuie să știi că trebuie să te duci la tribunal, cum îi zice aici, la cort, nu cortul întâlnirii cu Dumnezeu, cortul întâlnirii cu rău, când trebuie să ajungi acolo, apoi imediat te interesezi, oare care avocat m-ar putea apăra mai bine, care e bun, care o mai apăra și pe alții? Îți trebuie un avocat. Fii atent! Vine o zi a unui tribunal foarte mare și acolo nu mai este avocat. Dar dacă vrei, de azi poți să ai un avocat în tine, pe Duhul Sfânt, glorie Lui. Amin. Și având avocat în tine, pe Duhul Sfânt, când tu vei intra într-o neliniște spirituală, într-o frică, într-o grijă, într-o abatere, într-o cădere oarecare și inima ta lezată, plină de durere, va striga către Dumnezeu, Duhul Sfânt din tine va mijloci pentru tine, nu cu cuvintele tale, ci neînțeles de tine, dar va mijloci pentru tine după voia lui Dumnezeu, că tu nu știi cum să te rogi. Tu nu știi cum îi place lui Dumnezeu, dar Duhul Sfânt e Dumnezeu din Dumnezeu, ca Domnul Iisus. Dumnezeu din Dumnezeu și El știe ce îi place lui Dumnezeu. Și știe cum ar vrea Dumnezeu să te vadă, cum ar vrea Dumnezeu să te aibă. Și acesta e un mare, mare, mare beneficiu. Coborârea Duhului Sfânt în ziua minunată a cinzecimii a rămas peste vrem până azi un mare beneficiu. Glorie Domnului! Amin!